Deschide-ne, te rog frumos, acest container. Ce se află în interior? Ce se află în interior? Ce sunt acestea? Coniac. Mai tare, că nu aud. Coniac. Coniac. Celălalt? Vodcă. Intrați, vă rog. Și ce sortiment mai aveți de băuturi spiritos? Țuică. 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 Ce cantitate avem, știm? 3 kg. Peturile, câte peturi intră într-un box? 4. 4 peturi într-un box și petul cât are? Câți litri are? 12 litri. Și o sticlă, un pet, 3 litri? Exact. Acestea ce sunt? Vă rog frumos să ne desfaceți sacul acesta. Răsturnați-le jos aici pe acest... În aceasta puneați alcool sau ce puneați? Nu, nimic nu puneam, erau de culoare. Peturi, aveți documente legale de proveniență? Nu știu absolut. Ați primit factură? De ele. Ați primit aviz de însoțire a mărfii la momentul aprovizionării? Nu știu nimic de ele. Da sau nu? Nu. Când le vindeați, eliberați și factură? Nu comercializați. Bon fiscal sau ceva de genul ăsta? Nu, nu. Banii reprezintă suma de 5.665 lei în bancnote de 200, 100, 50, 10, 5 și 1 leu și a fost identificată în locația percheziționată.